Și avem acum o informație de ultimă oră. Focuri de armă și artilerie au fost auzite în această dimineață în centrul capitalei libiene, Tripoli. Un purtător de cuvânt al guvernului susține că ar fi vorba de salve de bucurie, deoarece trupele loiale lui Gaddafi ar fi recucerit orașele Ras Lanuf și Tobruk din estul țării. Contactați de Associated Press, locuitori din Ras Lanuf susțin că orașul este în continuare controlat de insurgenți. Pe de altă parte, ziarul Times din Londra scrie că forțele rebele ar fi luat prizonieri 8 soldați britanici din trupele speciale. Aceștia însoțeau diplomați care intenționau să ia legătura cu conducerea rebelilor din estul țării. Ministerul britanic al apărării nu a comentat știrea.